cât de ușor este să pregătiți 230 de porții în ziua de astăzi? Știți că este foarte greu. Numărul a crescut. Mâncarea scade. Nu este foarte greu. Este foarte mult de muncă. Ce dorgeam, nu știu dacă ne înțeleg. Dar magazin se golește. Aveți donații în perioada asta? Vă ajută cineva? Aveți nevoie de ajutor? Ce se mănâncă cel mai des? Ce cer, de exemplu, beneficiarii? Au pretenții? Ce o să? Și dacă se poate și pe rugăi. Sunt mulțumiți de mâncare? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce primesc? Chiar mulțumesc, chiar mulțumesc. Dar mulțumim, Doamne, că putem să facem. Cam din ce este compus prânzul? Avem un fel 1, un fel 2, un desert? Credeți că au crescut numărul săracilor în perioada asta? Ce fel de oameni vin aici? Bănuiesc că oamenii cu situații financiare destul de reduse, pensii mici sau poate chiar un ajutor social, prin care nu prea își pot permite prea multe mâncare. Numărul a crescut, se bucură de o ciorbă caldă, e ora prânzului, vin mulți cu copii, mă sunt care mănâncă aici. Ce avem astăzi, de exemplu, la prânz? E o ciorbă de aripi de pui și musaca. Sunt mulțumiți de mâncare? Nu fac pretenții? Nu, nu fac pretenții. Așa câte unul la 100 de oameni, nici nu înseamnă. Având în vedere situația economică și creșterea prețurilor, cum vă descurcați în perioada asta cu pregătitul numărului de mese și de beneficiari? Pentru că la început au fost 100, între timp s-au adunat vreo 200. 200 de persoanelor. Sunt zile când chiar aproape cum reușim să-i facem față, să se plimbe toată lumea. Prețurile sunt așa cum sunt, încercăm să ne descurcăm, părintele cu totul să străduie, să ne poată aproviziona cu tot ce ne trebuie. Sunt oameni de bine care ne fac donații. Este nevoie de donații în perioada asta? Destul de mult. Destul de multe donații la oameni cu suflet mare, cu posibilități financiare. Dacă întinde o mână de ajutor, întinde pentru semenii noștri, pentru cei care se află în urmă. Credeți că a crescut nivelul sărăciei în ultima perioadă? Cred că da. Se vede? Că sunt mari, pensiile n-au crescut, sunt cei care nu au pensii, sau trăiesc dintr-un ajutor social și se descurcă destul de greu.